Urmează un exercițiu de sinceritate. Orice femeie își dorește un fesier cât mai tonifiat și puternic. Nu cred că mă poate contrazice nimeni. Din acest motiv, am pregătit un material cu top 5 exerciții pentru această zonă. Femeile cred că au fost întotdeauna nebunite de un fesier bombat, un fesier brazilian, așa să-i spunem. Dacă vrei să ai un posterior tonifiat, trebuie să conștientizezi faptul că acest lucru este imposibil dacă nu faci cu regularitate exercițiile potrivite. De asemenea, un alt aspect pe care nu trebuie să-l treci cu vederea este legat de alimentele pe care le consumi după antrenament. În general, mușchiul are nevoie de o pauză și trebuie să îi oferim pauza de aproximativ 48 de ore pentru a-și reveni din antrenament. Adică dacă venim în fiecare zi la sală și exersăm această grupă musculară, nu înseamnă neapărat că o să avem rezultate mai bune sau mai rapide. Nu, din contră. S-ar putea să nu avem rezultate pentru că mușchiul este extenuat și atunci noi, peste extenuarea pe care am provocat-o cu o zi în urmă, îi provocăm încă o dată și atunci n-are timp să-și revină și să crească. Și fesierul este format din 3 mușchi. Fesierul mare, fesierul mijlociu și fesierul mic. Și ca să avem efectul ăla de fund bombat de piersicuță, trebuie să lucrăm toate zonele într-un antrenament. Primul exercițiu este pentru fesierul mare. Ok. Retragem bara către noi, flexăm picioarele, picioarele ușor depărtate, spatele lichid. Bun. Pentru a ridica bara avem nevoie cap de menul să fie încordat, pentru a nu supune lombarul o la o tensiune. Inspir, ridic, încordez fesierul și cobor. În momentul în care ridic, vreau să rotesc bazinul ca să pot strânge fesierul. Care sunt greșelile pe care le putem face la acest exercițiu? Cea mai mare greșeală, de fapt, este rotirea pelvisului. Adică în momentul în care nu rotești pelvisul și ridici aici, faci hiperextensie lombară și nu lucrezi nici fesierul și provă și daune în zona lombară. Deci trebuie să rotim și să strângem pe ridicare pentru a activa cât mai bine fesierul. Masajul anticelulitic nu este suficient pentru a obține un fund bombat și sexy, astfel că ai nevoie și de exerciții fizice care întăresc mușchii gluteali. Pentru a activa cât mai bine fesierul, coborâm cu trunchiul spre înainte, cu piciorul în spate și sus împing în călcâi. Cobor și sus expir. Începem cu ridicarea oarei de jos. Duc fesierul jos, retrag umerii, spatele drept, inspir, am aer în abdomen și ridic bara. Bun, pe coborâre este foarte important, inspir, mențin aer în abdomen și cobor cu bara lichidă de picioare. Și pe ridicare strâng fesierul și împing, spatele rămâne în permanență drept. Antrenorii recomandă pentru fiecare tip de exercițiu câte 4 serii a 15 repetări fiecare. Avem nevoie tot așa de o bancă, ne punem piciorul sus, mergem cu piciorul mai în față pentru a întinde la fel fesierul, coborâm și ne ridicăm la fel și aici împingem în călcâi, inspir, mențin aerul în abdomen, împing în călcâi și expir sus. Cobor, mișcările sunt controlate. Și aici, la fel, menținem pe toată talpa. Toată talpa este pe podea și împing în călcâi. Și ultimul exercițiu poate fi făcut foarte simplu și acasă. Aveți nevoie doar de o bandă și o saltea. Ne așezăm pe o parte, o salteluță, sprijin pe antebraț și nu facem decât să ridicăm piciorul. Ducem piciorul un pic mai în spate, călcâiul în afară și sus. Și se activează fesierul mijlociu și mic. În general, primele rezultate încep să apară după prima lună. Însă, pentru îmbunătățiri majore, trebuie să ne antrenăm cel puțin 3 luni. Acesta a fost episodul.